a crăpat ceasul. Ceasul cel bun. O veste bună înainte de sărbători, pentru că din august 2018 am tot scris la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la drumurile naționale, pentru sensurile giratorii din județul Vâlcea. Ăsta de la Budești, la care stau eu cu spatele acum, este unul dintre ele. Și a dat Dumnezeu să fie așa, pentru că acest sens mi-a fost solicitat inclusiv de cei care sunt investitori aici pe platforma de la Budești, Foresia, unul dintre ei, dar și de cetățenii județului Vâlcea. Și am scris încă de atunci și iată, astăzi a dat Dumnezeu să primim vestea bună că începe instalarea sensului giratoriu din Budești. Așa s-a făcut că tot în urma intervențiilor pe care le-am făcut legale, cu adrese scrise, cu tot ce trebuie, și sensul giratoriu de la Turnu din județul Vâlcea s-a amenajat. Avem însă o altă provocare, sensul giratoriu din Mihăiești. Știți dumneavoastră, de la Plute, acolo trebuie făcut un sens giratoriu tot cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Am scris și o să scriu și actualului ministru al transporturilor, domnului Grindeanu, pe care l-am și anunțat și am și discutat despre asta, și vicepremier, bineînțeles, și despre sensul giratoriu din Mihăiești și despre alte zone unde trebuie intervenit de urgență pe drumurile naționale, inclusiv cu asfalt. Deocamdată, din Budești, de aici, de la postul de control, cum îl știți toată lumea, a început instalarea sensului giratoriu. Doamne ajută, să fie primit!